Un număr de 105 cupluri de aur din municipiul Hunedoara au fost celebrate sâmbătă la Hunedoara într-un cadru festiv de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Primăria Hunedoara a premiat și în acest an atât cuplurile care s-au căsătorit în municipiul Hunedoara, cât și pe cele care s-au căsătorit în alte localitate, dar au domiciliul stabil în oraș. Perechile sărbătorite au primit un premiu de 800 de lei fiecare, diplome de fidelitate și câte un buchet de flori. Părinții și bunicii noștri au construit Hunedoara așa cum este ea acum, iar noi toți le datorăm recunoștință și grijă. Le mulțumim părinților noștri pentru ceea ce suntem noi astăzi, spune primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.